Continuăm studiul nostru biblic pe care l-am început cu câteva săptămâni în urmă, Cartea lui Rut. Vreau să învățăm din această carte scurtă din Biblie, o carte de 100 de versete. O carte care este numită Cinderella Book of the Bible. Cartea cenușăreasa din Biblie. Cartea cenușărese din Biblie. O carte care vorbește despre destinul tragic a unor oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu, dar destin schimbat într-un mod spectaculos de intervenția Domnului în viața acestor femei care s-au întors înapoi în Israel. Am învățat pe parcursul la două lecții că acest om care a plecat din Israel să locuiască în Moab, pentru că era foamete și era lipsă de pâine. Omul acesta s-a îndepărtat de Dumnezeu, s-a îndepărtat de legea lui Dumnezeu, de țara lui Dumnezeu, de promisiunile lui Dumnezeu și a urmat apoi pedeapsa divină, el murind în țara aceasta străină, pierzându-și cei doi fii și în cimitirul satului trei morminte, trei pietre funerare care vorbeau despre destinul tragic al oamenilor care se îndepărtează de Dumnezeu. Trei văduve care rămân să-și plângă necazurile, trei văduve cu trei destine, trei personalități care seamănă foarte bine cu ceea ce se întâmplă în viața noastră de fiecare zi. Naomi este exemplul creștinului care s-a îndepărtat de Dumnezeu, a ajuns departe de Domnul, dar după toate încercările, toate necazurile și toate tragediile, îi vine mintea la cap, la loc, și se întoarce înapoi de unde a plecat, se întoarce înapoi la Dumnezeu. Naomi este exemplul, este imaginea omului care știe să se pocăiască după ce a căzut și s-a îndepărtat de Dumnezeu. Orpa, care se întoarce înapoi să locuiască în casa tatălui ei, între rudele ei din Moab, este exemplul creștinului acelea superficial, care vine, ascultă cuvântul lui Dumnezeu, îi place pentru o vreme, dar pe urmă se întoarce înapoi de unde a venit, în lumea care îl atrage cu poftele și cu toate păcatele ei. Rut este exemplul omului care atunci când aude Evanghelia, ia o hotărâre dramatică, radicală, totală, primește cuvântul lui Dumnezeu și se integrează în poporul lui Dumnezeu. Declarația ei este simplă. Poporul tău va fi poporul meu, Dumnezeul tău este Dumnezeul meu. Mă voi duce cu tine și nimic nu mă va despărți de tine, pentru că decizia mea este una finală. Rut este exemplul omului care vine din lume, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dar care atunci când aude Evanghelia, vestea cea bună, o primește cu toată bucuria, se dăruiește și devine folositor lui Dumnezeu. Rut este apoi primită de Dumnezeu în spița neamului Mesiei și vom vedea din această istorie extraordinară că Dumnezeu transformă într-un mod radical schimbul acesta pe care îl face Rut. Rut schimbă viața ei de păcat, de fără de lege, cu un destin glorios. Și acest destin glorios se va vedea în faptul că o găsim în spița neamului lui Hristos. Ar vrea să citim pentru pasajul din această dimineață, din capitolul 1, începând cu versetul 19, până la versetul 22. Ca să nu dormiți la predica mea și să onorăm cuvântul Domnului, haideți să ridicăm în picioare. Rut, capitolul 1, versetul 19 la 22. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau: Naomi, plăcuta, este aceasta? El a zis: nu mai ziceți Naomi, ziceți Mara, amărăciune, că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat?
Astfel s-a întors din țara Moabului Naomi și noră sa Rut, Moabita. Au ajuns în Betleem la începutul seceratului orzului. Amin. Să rupă locurile. Încercăm pe PowerPoint să punem schița lecției din această zi în engleză pentru tinerii noștri. Biserica noastră vrea să fie o biserică prietenoasă cu cei tineri. Ne străduim să ajungem la ei în felul acesta, traducând în limba engleză cel puțin punctele principale ale predicii sau ale studiului biblic din dimineața aceasta. Aș vrea să încep cu o ilustrație care mi-a plăcut foarte mult. Se spune că un fermier a constatat că prea scump costa să-l hrănească pe catârul lui cu orz și cu ovăz. Ovăzul costa bani și omul a intrat la calcule, așa cum este fiecare dintre noi. Și s-a gândit el să-l păcălească pe catârul ăsta un pic și a adăugat la cantitatea aceea de ovăz măcinat câte un pumn de rumeguș. Să-l păcălească pe catâr. Catârul, pentru că era catâr, nu? A mâncat tot cu mare poftă, ca de obicei. Încurajat de faptul ăsta, a doua zi, fermerii au pus doi pumni de rumecuș, nu? La catâr. Și iară catârul, fiind catâr, l-a mâncat și cu ăsta. Lucrurile mergeau bine, economiile creșteau, omul se încuraja că, încet, încet, catârul trece pe rumecuș. Și într-o zi s-a dus la un rumecuș la catâr. Bineînțeles, catârul fiind catâr, l-a mâncat tot, după ce a mâncat, a căzut jos și a murit în fața fermierului. Mulți creștini fac tot la fel cu sufletul lor. Știu că sufletul lor trebuie să fie hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu, cu lucruri spirituale, dar mai pun așa cât un pumn de rumecuș în fiecare zi, nu? La hrana lor spirituală. Un pic de televizor, ba un movie, un film, ba o revistă, ba o bârfă bună de ultima oră, nu? Și uite așa, adăugând câte un pumn de rumeguș la hrana noastră spirituală și nu-i de mirare că într-o zi o să crăpăm ca și catârul, nu? Pentru că, treptat, treptat, am început să ne hrănim cu altceva decât cu cuvântul lui Dumnezeu și cu lucrurile spirituale. Cred că ceva asemănător s-a întâmplat cu Naomi în Moab. Așa cum am învățat, Moab însemna ligheanul în care Dumnezeu spală picioare. Așa spunea unul dintre psalmiști. Un loc de dispreț în ochii lui Dumnezeu. Când un copil al lui Dumnezeu se hotărăște să locuiască în locurile disprețuite de Domnul, încet, încet el se obișnuiește cu that lifestyle, cu stilul acela de viață, cu hrana de acolo, cu spiritualitatea acelor locuri și încet, încet sufletul acelui om se atrofiază. Fenomenul s-a întâmplat cu Naomi în Moab. Se trezește la mare distanță, nu numai de țara ei în care s-a născut, dar este la mare distanță de Dumnezeul ei, de credința ei. Și odată când îți pierzi Dumnezeu, îți pierzi nădejdea, îți pierzi speranța viitorului, Naomi este o femeie complet distrusă de tragediile care au venit peste ea și mai ales de lipsa ei de nădejde. Cineva spunea că nu este important ceea ce ni se întâmplă, cât de importantă este atitudinea noastră la ceea ce ni se întâmplă. Sunt oameni așa de tari încât au hotărât ca și sora aia bătrână că totul este ok în viață. Atâta timp cât mai putem să ne ridicăm din pat, atâta timp cât putem mai mișca ceva, nu? Din trupul nostru, totul este ok. Oameni de un optimism extraordinar, de o tărie spirituală ieșită din comun. Nu toți sunt așa. Unii oameni sunt extrem de sensibili. Ieri mi-a atras atenție o știre pe care am citit-o undeva pe mediile acestea de știri de pe internet. O femeie din Portland
Lidia Rusu, a dispărut de acasă de o săptămână de zile. Au găsit mașina undeva în munți, aproape de Mount Hood, într-o zonă foarte înaltă, cu prăpăstii îngrozitoare, frig foarte mare, zăpadă. Și o săptămână de zile au căutat-o și au găsit-o ieri, bineînțeles, moartă într-o prăpastie. Se pare că decizia acestei femei, care era dintr-o biserică pentecostală, din biserica din Portland, o mamă a 8 copii, dacă nu greșesc, o femeie împovărată de viață, probabil cu foarte multe necazuri, cu copii care nu totdeauna sunt buni și nu fac ceea ce place Domnului și ceea ce place familiei, se pare că femeia aceasta a colapsat la presiunile vieții și a luat această decizie teribilă. Naomi este la un asemenea pas în viață. Ce rost mai are viața acum? Ți-ai pierdut soțul, ți-ai pierdut copiii și ești și între străini cu nimica pe masă, fără pâine pe masă. Totuși, Naomi este o femeie tare. Acum își aduce aminte că în lumea aceasta există un Dumnezeu care conduce această lume, că ea face parte dintr-un popor ales. Aude că în acest popor ales, la ea acasă, Dumnezeu a cercetat din nou acest popor și a dat binecuvântări și decide să se întoarcă acasă. Decide să se întoarcă înapoi la Dumnezeul ei și la poporul ei. Ascultați-mă bine, poate că în viață vom trece fiecare dintre noi prin situații foarte grele. Unii ați trecut deja. Și am o veste proastă pentru ceilalți. O să treceți și dumneavoastră. Viața nu va scuti pe nimeni. Nu ne va scuti pe nimeni. Dacă vom pierde absolut tot în această lume, nu contează. Dacă nu ne-am pierdut credința, nu am pierdut nimic. Atâta timp cât este un Dumnezeu la care ne putem întoarce, nu am pierdut nimic în această lume. Aveți încredere în El și totdeauna să aveți în vedere lucrul acesta. Este undeva acolo sus. Cineva care ne iubește. Ne vom întoarce la El. Indiferent cât de jos am căzut, indiferent cât de mari sunt pierderile, indiferent cât de mare este dezastru, întotdeauna este loc înapoi acasă. Lui Naomi îi vine mintea la loc, acolo unde ar fi trebuit să fie. Și aduce aminte de casă și este hotărâtă să se întoarcă înapoi. Tema este Coming Home the Hard Way. Nu știu de ce unii oameni se vor întoarce acasă în the hard way. Nu știu de ce trebuie în the hard way. Când ai putea în the easy way. Ai putea să te întorci pe vreme bună acasă, nu să vină furtuna. Ai putea să te întorci la Dumnezeu când încă mai ești tânăr și mai poți să faci ceva cu viața ta. De ce să aștepți să vină tragedia? De ce trebuie să vină nenorocirea ca să vii în the hard way acasă? Haideți să ne gândim puțin la întoarcerea acestor două femei la Betleem. Se pare că sunt două femei din zona aceea, surprinsă de un fotograf. Mi-a plăcut foarte mult imaginea. Întoarcerea la Betleem a celor două femei, Naomi și Ruth. În primul rând, călătoria aceasta din Moab spre Betleem se pare că a durat între 7 și 10 zile. Cam atât era distanța pentru timpul acela. Oamenii călătoreau pe jos. Sunt două femei, sunt singure. Bagaje nu cred că au prea multe, din moment ce spun că au pierdut totul. Trebuie să treacă Iordanul. Nu este lucru prea simplu în orice an, în timp al anului. Și apoi trebuie să urce spre muntele Moria, un munte care este 2000 de fiți, înălțime spre locul în care este Betleemul, nu departe de Ierusalim. Nu știm nimic de conversațiile care le-au avut pe drum. Biblia nu ne redă deloc conversațiile dintre cele două femei. Probabil că și-au plâns necazurile și au exprimat vreo nădejde, vreun vis, ce se va întâmpla oare, îngrijorarea de ceea ce vor găsi acasă când se vor întoarce înapoi la Betleem. Dar tăcerea aceasta pe care Sfânta Scriptură o rezervă și o folosește pentru
călătoria celor două femei, vorbește despre faptul că pocăința ar trebui să fie un lucru foarte personal, foarte privat. Pocăința nu te face să nu te oprești din drum. Te face să te duci până la capăt. Să te duci înapoi la Dumnezeu. O pocăință adevărată este până la capăt. Sunt oameni care se pocăiesc așa numai pe jumătate. Se întorc numai până la Iordan. Se întorc numai până la granițele țării promise. Ar trebui să te duci până la capăt. O pocăință, o adevărată pocăință, se duce până la capăt. Înapoi în cetatea laudelor lui Dumnezeu. Sunt înapoi în Iuda. Iuda înseamnă închinare, laudă, proslăvire. Lăudat să fie Domnul. Praise the Lord. Înseamnă Iuda. Naomi și cu Rut se întorc la laudele lui Dumnezeu. Se întorc în împărăția laudelor lui Dumnezeu. Dumnezeu este lăudat din nou de Naomi în casa tatălui ei. În casa Dumnezeului ei. Să știți că atunci când cineva se pocăiește, se întoarce la laudă și la închinare. O pocăință adevărată întotdeauna este cu laudă și închinare. Nu știu cum a fost dumneavoastră, dar eu când m-am întors la Domnul, cântările au fost unul dintre lucrurile cele mai importante pentru viața mea. Cântam non-stop. La căminul studențesc, unde eram împreună cu colegii mei, cântam ori de câte ori aveam ocazie. Cântam în tramvai. Cântam în autobuse. Oriunde mergeam, cântam. Lăudam pe Domnul. Era o laudă a Domnului, o bucurie extraordinară în inima mea, pentru că mă întorsesem la Domnul. Pocăința totdeauna aduce bucurie, aduce laude în inima credinciosului. Pocăința totdeauna te duce în cetatea laudelor lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, cele două văduve sunt înapoi în cetatea prezenței lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură la versetul 6 că Naomi și cu Rut au auzit că Dumnezeu a cercetat din nou, a vizitat din nou pe ai săi în Betleem și le-a dat pâine. Întotdeauna când Dumnezeu te vizitează, dă pâine. Dumnezeu îți dăruiește ceva când vine. Vine cu prosperitate. Și au auzit că Dumnezeu își vizitează din nou țara lui, poporul lui, și ele sunt hotărâte să se întoarcă înapoi în prezența lui Dumnezeu. Să întorc înapoi acolo unde Dumnezeu este prezent. Moabul este departe de prezența lui Dumnezeu. Când credinciosul se întoarce, găsește din nou bucuria prezenței lui Dumnezeu. De fapt, cineva spunea că trezirea este momentul în care descoperim prezența lui Dumnezeu. Atunci ne trezim. Descoperim că Dumnezeu este aici. Este Iacov care zice, vai de mine, Dumnezeu este aici. Aici este casa lui Dumnezeu și eu l-am știut. Foarte mulți creștini nu se trezesc, stau în biserică o viață întreagă, pentru că nu-și dau seama că sunt în prezența lui Dumnezeu. Clipa în care îți dai seama că ești în prezența lui Dumnezeu, te trezești și experimentezi o trezire spirituală autentică. În al treilea rând, cele două femei sunt înapoi în cetatea providenței divine, a purtării de grijă. Știți că Betleem înseamnă casa pâinii. Casa pâinii, din nou, sunt în casa pâinii. Am să repet din nou ceea ce spuneam și duminicile trecute. Deci eu am mare încredere că Dumnezeu va face lucruri deosebite cu noi. Și oamenii vor veni să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că unde este pâine, vin oamenii. Când nu este pâine, oamenii pleacă. Când nu este pâine în Betleem, sunt oameni care pleacă în Moab. Ciudat. Dar când este pâine, oamenii vin apoi acolo unde este pâine. Unde este cuvântul lui Dumnezeu, oamenii vin. Să ne rugăm ca în Biserica Agape să existe totdeauna hrană spirituală, pâine dumnezeiască, pentru că vor veni oameni. Oamenii sunt flămânți nu de cântări. Oamenii sunt flămânți nu de formații muzicale. Oamenii sunt flămânți după pâinea lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. E singurul care satură sufletul oamenilor este cuvântul lui Dumnezeu. Cele două se întorc înapoi acolo unde este pâinea lui Dumnezeu. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt întotdeauna acolo unde este El prezent. Când Dumnezeu vizitează, El vine cu binecuvântările Lui. Este pâinea acolo.
Apoi este înapoi în cetatea poporului lui Dumnezeu. Este un popor pe fața pământului pe care Dumnezeu și l-a ales pentru el. Dumnezeu și l-a ales pentru sine. Este poporul Israel. Ne place nouă, nu ne place, suntem supărați pe treaba asta, mândria multor neamuri este zgândărită de ideea aceasta că Dumnezeu și-a ales așa un poporaș mic, necăjit, undeva din Orientul apropiat, nu? Ce face Dumnezeu cu noi ăștia așa mari și puternici? Nu ne bagă în seamă. Dar Dumnezeu și-a ales un neam, un popor care este al Lui. Dragostea lui Dumnezeu pentru neamul acesta nu se va lua niciodată. Dumnezeu nu își va muta dragostea de la poporul acesta. A spus să se mute munții din loc, dar dragostea mea de la voi nu se va lua. De aceea, femeile acestea se întorc înapoi în cetatea poporului lui Dumnezeu. Când te întorci înapoi între ai tăi, ești primit bine, ești primit cu dragoste, ești primit cu brațele deschise. Îmi doresc așa de mult ca Biserica Agape, nu numai numele nostru să vorbească despre dragostea care se jertfește, ci comportamentul nostru, atitudinea noastră față de oamenii care vin aici. Să primim cu dragoste, să primim cu bucurie, să ajutăm. Toți suntem niște păcătoși, unii mai mari ca alții, unii mai iertați ca alții, dar toți avem nevoie de mila și de dragostea lui Dumnezeu. Atitudinea aceasta întotdeauna să călăuzească biserica noastră ca să fie o biserică cu brațele deschise să-i primească bine pe cei care se întorc înapoi după ce au rătăcit probabil ani mulți prin Moab, după ce s-au hrănit cu rumegoșul acestei lumi. Să avem o inimă bună pentru ei și să-i primim întotdeauna cu bucurie și să-i ajutăm. Sunt răniții acestei lumi, sunt răniții în acest război spiritual, au nevoie de vindecare. Biserica este un loc în care oameni păcătoși sunt primiți pentru vindecare, răniții sunt tratați, nu împușcați. Sunt biserici care își împușcă răniții, ca armatele acelea, că dacă ești undeva rănit de dușman, te împușcă. Am citit povestea asta foarte simpatică, zice că un căruțaș, ce s-a întâmplat, a avut loc un accident, calul care îi trăgea la căruță era pe moarte, a venit poliția, polițistul a întrebat ce cu calul, zice, e aproape de moarte, picioarele rupte, a scos pistolul polițistul și a împușcat pe cal. Și l-a întrebat pe căruțaș dumneavoastră, ce ai? Ai ceva? Zice, nu, eu n-am nimic, absolut, eu sunt sănătos, turne. El credea că urmează împușcarea răniților, nu? Dacă și căruțașul era rănit, nu? Se temea că urmează destinul calului. Biserica nu este un loc în care oamenii să fie judecați și condamnați, ci primiți cu dragoste. Așa cum întregul Betleem a primit cu dragoste pe femeile acestea trei. Pe femeile acestea două, sorry. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor. They were moved about them. Big news, hot news. Haideți să vă spun ceva hot news. Eu am un blog, pagina pastorului, dacă apăsați acolo la agapearizona.com. Mă vizitează în fiecare zi cam 1500-2000 de oameni când pun ceva mai pipărat, eu știu. Dar când am pus vestea că s-a deschis biserica Agape, știți câți vizitatori am avut? 5000. 5000 pe zi. Apoi unii au fost foarte curioși să știe de ce am plecat de la Eli. Și, din nou, veștile acestea au fost hot news, cu de 5000 de oameni în fiecare zi să citească știrile acelea. Este un lucru extraordinar. Cred că ceva asemănător s-a întâmplat cu sosirea acasă al unui om, care domnul echipului vine cu o străină, vine cu o moabită după ea.
Cred că familia lui Naomi a fost o familie foarte cunoscută în orășelul acela. Deci, datorită faptului că toată cetatea s-a pus în mișcare. Cred că i-au șocat foarte tare când au plecat în emigrație. Or fi fost la gară cu ei. Când am venit noi în America, a fost adevărat spectacol. Era iarnă, în februarie, o gheață de aceea îngrozitoare, bagajele noastre erau mari, taxiurile mici și inexistente. Știți cu ce am plecat la gară? Cu o căruță, cu un ștraf, cum ziceau ăștia. Sau sanie, mă rog. Dar am plecat la gară cu așa. Pe urmă, toți frații de la biserică au venit cu noi la gară. Cred că ceva asemănător s-a întâmplat cu Elimelec și familia lui când au plecat în Moab. Toți s-au dus cu ei, i-au petrecut. S-au mai interesat oare ce fac ăștia, cum o duc prin în America. Dar i-au uitat. Au trecut ani. Și acum, dintr-o dată, știre fierbinte în Betleem, s-au întors acasă, dar numai Naomi a venit cu o străină. Toată cetatea s-a pus în mișcare și Naomi începe să vorbească, începe să comunice Betleemului, de fapt, de ce a venit, ce s-a întâmplat, care este istoria care o duce pe ea înapoi. În primul rând vorbește despre providența divină din viața ei. Domnul mă aduce înapoi, zice ea acum. Foarte interesant. Eu nu cred că înainte a spus Domnul mă trimite în Moab. Nu făcea sens, nu-i așa? Numai pe noi ne-a trimis Domnul în America. Țin minte, a venit odată unul din România. Doamne Iisus era imediat după Revoluție. Nu numai că era îmbrăcat așa foarte filfizon, dar și ca și personalitate era un lăudoros de numai. Ne-a povestit cum a făcut Revoluția în România. După care ne-a spus foarte clar că Domnul l-a trimis în America special. Are o lucrare cu el de făcut în America. Și m-am gândit-o ca imediat la ce lucrare era bun el. Și așa s-a și întâmplat. L-au pus frații la drywall. L-au pus la construcții. L-am văzut așa, după vreo două luni de zile de lucrare în America, cât de umilit arăta. Și vă dați seama că avea nevoie de o chestie din asta. Dumnezeu te trimite uneori în America să te umilească. Nu? Dar Naomi vine înapoi și spune, Dumnezeu, Domnul mă aduce acum înapoi. Vorbește despre tragedia vieții ei. Oare câtă oară va repeta povestea asta? Pentru că oricine o primește, cum ne-a venit înapoi? Și din nou povestea de la capăt. A murit soțul meu, pe urmă a murit primul băiat, pe urmă al doilea băiat, pe urmă am rămas singură, pe urmă a plecat și una dintre nororile mele, am rămas cu asta și am auzit că Domnul va binecuvânta. Again and again, din nou și din nou povestea asta repetată, spusă în gură, în gură. Aici descoperim exact aceeași lucrare pe care Duhul Sfânt o face în inima omului, în mijlocul unei tragedii. Această femeie zice, mă voi întoarce acasă la tatăl meu, ca și fiul risipitor. Mă voi întoarce acasă la tatăl meu. Nu este altă soluție. Mă voi întoarce înapoi la poporul meu. Apoi Naomi vorbește despre pedeapsa lui Dumnezeu. Domnul s-a rostit împotriva mea. Este foarte interesantă formularea aceasta. Uitați-vă bine la ea. Domnul s-a rostit împotriva mea. Domnul s-a pronunțat. Dumnezeu a rostit o judecată, o sentință asupra vieții mele. Dumnezeu a vorbit despre situația în care sunt eu. Dumnezeu a condamnat păcatele mele. Elimelec a fost un om bogat. Acum Naomi se întoarce cu mâinile goale. Se întoarce singură după ce și-a pierdut pe toți cei dragi și-a pierdut întreaga familie. Nu e așa că Dumnezeu știe cum să ne tragă atenția?
Unii dintre noi suntem așa de tari la cervice că trebuie să recurgă la măsuri foarte drastice ca să auzim. Unii avem urechea mai sensibilă și auzim imediat. Unii aud de două ori, spune odată, Domnul a vorbit odată și eu de două ori am auzit. Ăștia sunt foarte binecuvântați, dar și foarte rari oamenii ăștia care aud de două ori. De obicei, trebuie să zică Domnul de două ori ca să auzim noi odată, sau să zică de mult mai multe ori și să se rostească și să se răstească la noi și să strige la noi. Spunea cineva că durerile sunt modul în care Dumnezeu strigă la noi. Dumnezeu strigă la noi prin dureri, prin necazuri, prin lipsuri, prin tragedii, prin accidente. Cred că femeia aceasta care s-a îndepărtat așa de mult cu familia ei de Dumnezeu și s-a integrat într-o societate păgână, a mâncat așa de mult rumeguși, nu? Din Moab, că Dumnezeu a trebuit să strige foarte tare ca să audă Naomi. De aceea când se întâmplă necazuri nereușite în viață, să știți că Dumnezeu încearcă să ne atragă atenția. Am terminat liceul și am terminat printre cei din tâi din clasa mea și am vrut să mă fac arhitect. Am plecat la București să mă fac arhitect. Eram sigur pe mine și am picat cu mare succes. N-am îndrăzit să spun cum se zicea pe vremea, zice, a reușit, dar fără loc. Nu reușisem nici fără loc. Am venit zdrobit, am venit terminat acasă. M-am izolat toată vara să nu mă întâlnesc cu colegii mei. Toți intraseră la facultate, în afară de premia într-o clasă, nu intraseră la facultate. M-am izolat de toți. N-am vrut să mă întâlnesc cu nimeni. A fost așa o lovitură teribilă pentru viața mea. M-am dus în toamnă la examen și am intrat printre primii, că Dumnezeu nu mă voia pe mine în București, mă voia în Timișoara. Și probabil că lucrurile acestea au lucrat așa de bine, că în primele săptămâni de școală m-am întors la Domnul și Dumnezeu mi-a schimbat viața. Dumnezeu a strigat odată tare, am auzit. S-a schimbat viața mea. Nu fiți necăjiți când copiii dumneavoastră mai facă tot răznaie. Pentru că probabil este vremea în care Dumnezeu strigă la ei. Le mai vorbește odată. Vasile era un băiat de la Oradea care a venit la mine plângând și spunea, frate Petrică, dacă eu aș fi ascultat de tata, n-aș fi ajuns la pușcărie. M-am înhaitat cu niște băieți, am spart magazine, mașini, ne-au prins, ne-au băgat la închisoare și acolo la închisoare mi-am adus aminte de tata, de biserică, de Biblie, de rugăciune, de Dumnezeu și acolo m-am pocăit la pușcărie. Dumnezeu vorbește și uneori trebuie să strige tare ca să ne atragă atenția. Apoi Naomi vorbește despre răbdarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut o răbdare foarte mare cu mine, zicea. A lucrat în viața mea ca să mă ducă acasă. N-a renunțat la mine. Putea să mă abandoneze pentru totdeauna între străini. Dar m-a adus înapoi acasă. Dumnezeu are un plan cu mine. Dumnezeu mă iubește. Dumnezeu a avut răbdare cu mine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru îndelunga lui răbdare cu fiecare dintre dumneavoastră. Așteptările din Betleem pe care le au aceste două femei sunt și ele deosebite. Pentru că aici, în Betleem, acum este o vreme foarte specială. Sosesc într-o vreme a sângelui, a Paștelui. Sângele miilor amintea evreilor despre eliberarea din robia egipteană. Sosesc acasă când ușile caselor sunt marcate de sângele mielului. Sosesc acasă sub acest semn al sângelui. Noi nu putem veni acasă la Dumnezeu decât sub semnul sângelui mielului. Pocăința adevărată nu se poate petrece decât într-un climat al sângelui mielului. Ne întoarcem acasă când se jertfește mielul.
Apoi sosesc acasă într-o vreme a belșugului, pentru că este sărbătoarea primelor roade. Prima recoltă era cea de orz. Era prilejul unei sărbători în cinstea lui Dumnezeu să legăna snopul acela recoltat, în speranța că Dumnezeu va da mai mulți snopi. Și era o jertfă a bucuriei și o sărbătoare a primelor roade. Pocăința le face primul rod al Împărăției lui Dumnezeu. Sosesc în vremea unui nou început. Naomi, plină de amărăciune, de suferință și de necazuri, vrea să-i se schimbe numele. Nu mai îmi spuneți plăcuta, Naomi, spuneți Mara, amărăciune. Pentru că păcatul aduce totdeauna amărăciune. Pedeapsa păcatului produce o amărăciune. Dar iertarea și primirea ne păstrează plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Oamenii îi spun, chiar dacă vrei tu să spunem, noi nu te știm decât Naomi, tu rămâi tot Naomi pentru noi. Tot cea plăcută vei rămâne pentru noi. Dumnezeu nu schimbă numele după sentimentele tale. În concluzie, vreau să menționez că întotdeauna păcatul ne depărtează de Domnul. În mila și îndurarea sa, El însă ne cheamă înapoi, ne cheamă înapoi la poporul lui, la biserica sa. Și întotdeauna tragedie vieții se transformă în bucurie atunci când auzim prostirea Domnului și chemarea Lui înapoi acasă și ne întoarcem la El. Aceasta este lecția pe care am avut-o pentru dimineața aceasta. Slăviți să fie Domnul! Haideți să ridicăm acum în picioare, să mulțumim Lui Dumnezeu pentru cuvântul care l-am auzit și să ne dea Domnul înțelepciune, să învățăm în mod practic din El, să putem aplica în viața noastră de fiecare zi. Să ne rugăm cu mulțumire înaintea.